Binecuvânt în numele Domnului și în această seară și dacă doriți putem împreună să urmărim în Sfânta Scriptură o altă vreme grea, în lecția a șaptea, vremea războiului. O asemenea vreme este grea pentru riscul permanent al morții și evident pentru urmările războiului. În urmă rămân văduve și orfani, rămân oameni răniți, distrugeri, sărăcie, boli. Totuși, Dumnezeu a îngăduit războiul în foarte multe situații de-a lungul istoriei pentru pedepsirea sau chiar nemicirea unor popoare. Să citim pentru început în cartea Ezechiel, capitolul 11, de la versetul 5. Atunci Duhul Domnului a căzut peste mine și mi-a zis, spune, așa vorbește Domnul, astfel vorbiți voi casa lui Israel și ce vă vine în gând știu foarte bine. Ați făcut o mulțime de omoruri în cetatea aceasta și ați umplut ulițele cu cei uciși. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu, morții voștri pe care i-ați întins în mijlocul cetății acesteia sunt carnea și aia este cazanul, dar voi fiți scoși afară din ea. Vă temeți de sabie? Dar eu voi aduce sabie peste voi, zice Domnul Dumnezeu. Vă voi scoate din cetatea aceasta, vă voi da în mâinile străinilor și voi împlini judecățile mele împotriva voastră. Voi veți cădea loviți de sabie, vă voi judeca la hotarul lui Israel și veți ști că eu sunt Domnul. Așadar, cel care în cazul evreilor și la fel în cazul tuturor celorlalte neamuri îngăduie sabia, este Dumnezeu. Are motive când face aceasta. Să privim mai întâi la războaiele din perioada Vechiului Testament, apoi să aruncăm o privire asupra istoriei ultimilor 2000 de ani și în ambele situații să accentuăm pe caracteristicile biblice care se desprind vis-a-vis de război. În cartea Genesa, ca și cartea Începuturilor, observăm încă din capitolul 4 că oamenii, în cazul acela sub influența diavolului Cain, a pornit un război. Dar totul a fost între indivizi, că nu erau decât niște oameni. Cum se întreabă uneori, când a murit a patra parte din populația Pământului, că patru erau de toți. Dar imediat ce oamenii s-au mulțit și s-au format diferite triburi, popoare, națiuni, și în mod special după turnul Babel, au apărut războaiele. Avem o mențiune în capitolul 14 despre un război care a reunit mai multe cetăți. Pe vremea lui Amrafel, împăratul Șinearului și altora, peste doi, s-a întâmplat că ei au făcut război cu alți împărați. Și de aici, unii au fost biruitori, alții înfrânși, au luat toate averile, a urmat un război de eliberare de data aceasta prin Avram evreu și câțiva din cananiți din vecinii lui. Și de aici, pe întreg parcursul Scripturii, întâlnim războaie. Scriptura se ocupă însă în mod special de războaiele evreilor. Pentru că ei au primit țara Canaan printr-un șir de războaie. În cartea Iosua, capitolul 11, versetul 18, este notat și am reținut doar acest verset. Războiul pe care l-a purtat Iosua împotriva tuturor acestor împărați, câțiva zeci de împărați, câteva zeci de cetăți, a ținut multă vreme, zeci de ani.
Și totuși nu erau încă exterminați cananiții din țara rezervată și oferită copiilor lui Israel. În cartea a doua lui Samuel, în capitolul 8, apare un alt lanț de războaie, de data aceasta prin David, unul dintre cei mai biruitori împărați, și de-abia cu el s-a sfârșit șirul de războaie pentru cucerirea definitivă a Canaanului. Citim doar câteva secvențe de aici. După aceea David a bătut pe filisteni și i-a smerit și a luat din mâna filistenilor cârmuirea capitalei lor. Deci o capitulare totală. A bătut pe moabiți. Versul 3. David a bătut pe Hadadezer. Și tot așa sunt menționate aici războaie în toate părțile. Mergea, avea război, zice versul 13, la întoarcere de la biruința spre sirienilor, David și-a făcut iarăși un nume, bătând în Valea Sării 18.000 de edomiți. Domnul ocrotea pe David pretutindeni pe unde mergea. Aceasta în dreptul Israelului. Privind la celelalte națiuni, fac o singură mențiune. În general, războaiele au fost determinate de întemeierea și respectiv de distrugerea imperiilor, de formarea sau reorganizarea națiunilor. Și pentru asta vă citesc din cartea profetului Daniel, unde acest vizionar sfânt a primit câteva destăinuiri de la Dumnezeu. Citim în capitolul 7. Aici avem o imagine de sinteză a istoriei a sute de ani. Versetul 2. Daniel a început și a zis: în vederea mea de noapte am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare. Adică Dumnezeu îngăduie conflicte și se produc mutări, formări de popoare, distrugeri, extinderi, restrângeri. Și patru fiare mari au ieșit din mare, deosebindu-se una de alta. Sunt patru imperii: babilonian, medo-persan, grecescu, macedonian și cel roman. Deci ele nu s-au format decât prin mișcări ale apelor, prin războaie. Sunt prezentate aici în imaginea lor atât de înfiorătoare. Întoarceți și la capitolul 11, unde sunt prezentate războaie succesive, în mod special între seleucizii sirieni și ptolemeii egipteni. Citesc doar versetul 13. Căci împăratul de la miază noapte, e vorba de sirieni, se va întoarce și va strânge o știre mai mare decât cea din tâi și după câteva vreme, după câțiva ani, va porni în fruntea unei mari oștiri bine înarmate. Și toate versetele astea descriu fel și fel de războaie. Mai citim și 29. La o vreme hotărâtă va porni din nou împotriva împăratului de la miază zi, dar de data aceasta lucrurile nu vor merge ca mai înainte. Când biruiau unii, când biruiau ceilalți. Vorba lui David, sabia ucide când pe unul, când pe altul. Ostașii aveau un unic îndemn: bate-te și cucerește. Au fost generații care toată viața au prins numai război. Au fost situații când an de an erau războaie. Împărați care au trăit în rivalitate, fie între cele două regate ale lui Israel, fie între națiuni, toată viața numai în conflict. Asta ca o, cred eu, o foarte scurtă prezentare a istoriei antice. Vreau să ne oprim în mod special pentru a caracteriza vremea războaielor. Despre războaie se poate citi în istorie, dar o caracterizare reală nu oferă decât Biblia. Și aici am notat patru chestiuni.
Mai întâi, Dumnezeu a folosit războiul ca o armă de nimicire. El poate recurge la diferite metode de a pedepsi lumea, de a face ca oamenii să moară. Dar printre armele alese de Dumnezeu se numără și războiul, sub prezentare emblematică, sabia, care era arma de război specifică vremii. Citim din cartea profetului Ieremia, capitolul 50, versetul 25, unde Dumnezeu vorbind despre Babilon, acel prim imperiu prin care și-au pierdut independența și prin care Dumnezeu a pedepsit mai multe națiuni, 50:25. Domnul și-a deschis casa de arme și a scos din ea armele mâniei lui, căci aceasta este o lucrare a Domnului Dumnezeului oștilor în țara haldeilor. Adică, așa cum zicea și Isaia și Ieremia, după ce babilonienii au fost folosiți ca o sabie pentru a tăia capetele multora, Dumnezeu a rânduit ca aceea sabie să se întoarcă ca o pedeapsă și pentru ei. Și tot din aceeași carte, capitolul 51, versetul 20. Tu mi-ai fost un ciocan și o unealtă de război. Am zdrobit neamuri prin tine, am nimicit împărății prin tine. Ei n-au înțeles, cum a zis Dumnezeu despre asirian, că sunt o unealtă în mâna lui Dumnezeu. O unealtă de nimicire. Dumnezeu poate folosi și natura pentru a-i nimici pe oameni. Acești sute de mii de oameni ce au murit nu de mult în Asia, nu au fost distruși prin război, direct prin natură. Uneori Dumnezeu face combinații. Au fost războaie în care pietrele căzute din cer sau pădurea prin configurația ei au ucis mai mulți oameni decât sabia în mod propriu zis. La un moment dat scrie în cartea Iov că Dumnezeu păstrează în cămările sale ca niște rezervoare de muniții, grindină, pentru vremuri de război, să lovească națiunile care sunt în conflict. Este exact ce spune în aceeași carte Ieremia, capitolul 15, citesc versetul 2. Așa vorbește Domnul. La moarte cei sortiți la moarte, la sabie cei sortiți săbiei, la foamete cei sortiți foamete, la robie cei sortiți robiei. Vremuri despre care am vorbit, robie, foamete, acum război sau sabie. În al doilea rând, putem observa din Scriptură că Dumnezeu, nu special pentru evrei, cărora le-a dat porunci, dar acest fapt este valabil pentru toate națiunile, a poruncit războiul doar în anumite condiții. Războiul nu este o poruncă generală, permanentă. Sunt situații în care Dumnezeu a poruncit unor împărății să se bată, să nimicească alte împărății, sau oamenilor să se lovească unii pe alții, dar au fost vremuri și situații când Dumnezeu a interzis uciderea. Ba chiar este o poruncă în cele scrise de Dumnezeu cu mâna Lui, să nu ucizi. Să nu înțeleagă nimeni că Dumnezeu este pentru război în orice vreme. Și Lui îi face plăcere, așa cum a zis Abner către Ioab, să se scoale tinerii aceștia și să se bată. Dumnezeu recurge la război doar ca o ultimă armă. Așa cum scrie în blestemurile din Levitic și Deuteronom, dacă nu vor să se pocăiască, îi voi lovi de 7 ori mai mult. Și apoi îi voi pedepsi și mai tare. Și printre pedepsele, prin accentuarea gravității păcatului și a greutăților, sunt și cele cauzate de război. Putem să observăm aceste adevăruri citind în cartea Deuteronom, capitolul 2, cu ocazia ajungerii evreilor la porțile Canaanului. Deși trebuiau să nimicească tot ce era în Canaan,
Dumnezeu le-a pus limite. Și vom vedea că le-a interzis să facă război cu unii. 2:9. Domnul mi-a zis, nu face război cu Moab și nu te apuca la luptă cu el, căci nu-ți voi da nimic să stăpânești în țara lui. Arul l-am dat în stăpânirea copiilor lui Lot. Și tot de aici, citim versetul 24. O poruncă diferită, de data aceasta în dreptul amoriților. Sculați-vă, plecați și treceți pe râul Arnon. Iată, îți dau în mâini pe Sihon, împăratul Hezbonului, amoritul, și țara lui începe cucerirea fără război cu el. Deci, într-o direcție față de un popor primeau o comandă, deschideți front, atacați, în altă parte, nu cumva să vă bateți. Tot în ideea aceasta, adăugăm din 1 Împărați, capitolul 12, versetul 24, privind la momentul dezbinării împărăției. Vedeți, și în vremea aceasta sunt popoare care vor să-și dobândească autonomia și independența, iar țările sub a căror conducere au fost nu sunt dispuse să o facă. Aici este scris, așa vorbește Domnul. Nu vă suiți și nu faceți război împotriva fraților voștri, copiii lui Israel. Fiecare din voi să se întoarcă acasă, căci de la mine s-a întâmplat lucrul acesta. Ei au ascultat de cuvântul Domnului și s-au întors acasă, după cuvântul Domnului. Dar au fost situații, de exemplu cea din Cartea Judecători, când beniamiții se stricaseră, când Dumnezeu le-a poruncit, suiți-vă și vă luptați împotriva lor. Și vreau să mai adaug un verset din cartea 1 Cronicilor, capitolul 28, din care se desprinde, cred eu, ideea că deși Dumnezeu a poruncit în atâtea situații războiul, lui nu-i place războiul. David a fost un om după inima lui Dumnezeu, dar nu cred că pasiunea lui războinică i-a făcut plăcerea lui Dumnezeu. Pentru că atunci când a vrut să construiască templu, s-a evit de împotrivirea lui Dumnezeu, motivată de un singur aspect. Dar Dumnezeu mi-a zis să nu zidești o casă în numele meu, căci ești un om de război și ai vărsat sânge. A fost nevoie de un David în vremea aceea. Dar este mai puțin compatibil cu o lucrare plăcută lui Dumnezeu, pentru casa lui Dumnezeu, să te folosească Dumnezeu, mă refer în mod special la cei din Vechiul Testament, pentru a fi războinic, pentru a lovi, pentru a fi, dacă putem spune așa, călăul lui Dumnezeu pentru anumite națiuni. Dumnezeu, de regulă, a folosit împărați răi să se slujească de ei ca de o sabie. A folosit și îngeri. Dumnezeu este socotit el însuși ca și un războinic pentru apărarea adevărului și a principiilor sale veșnice. Dar asta nu este o plăcere pentru Dumnezeu. De aceea, în mod permanent, Dumnezeu este anti-război. Doar în situații speciale a poruncit. Acum, aceștia sunt sortiți săbiei. Și când sabia și-a atins scopul, Dumnezeu îi spune, cum spun profeții, întoarce-te în teacă. În al treilea rând, vreau să observăm din Scripturi, și asta completează ceea ce am spus până acum, că Dumnezeu este pentru prosperitate, pentru pace. El vrea ca oamenii să se bucure de odihnă și să trăiască. Și asta se vede foarte clar din întreg înțelesul Scripturii, dar El le cere condiții demne de viață. Dumnezeu nu vrea ca oamenii să moară pe front și alții să rămână în sărăcie și necaz acasă, dar le cere, dacă vor să trăiască, să trăiască frumos, după principiile sfinte. Citesc în cartea Deuteronom, capitolul 28,
un extras din binecuvântările rostite de Domnul. Versetul 1 și 2. Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind și împlinind toate poruncile Lui pe care ți le dau astăzi, Domnul Dumnezeu tău îți va da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ. Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine și de care vei avea parte dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău. Două puncte și sunt enumerate, surprind doar pe cea din versetul 7. Domnul îți va da biruința asupra vrăjmașilor tăi care se vor ridica împotriva ta, pe un drum vor ieși împotriva ta, dar pe 7 drumuri vor fugi dinaintea ta. Adică vor fi înfrânși în mod desăvârșit. Dacă nu, exista și precizarea inversă. Pe un drum vor veni ei împotriva ta și pe 7 vei fugi tu. Dumnezeu a vrut ca ei să se bucure de bunăstare, de împlinire. Și imediat ce David a încheiat pagina războaielor, Dumnezeu și-a rostit făgăduința, scrie în 1-a carte a împăraților, capitolul 4, că Dumnezeu a împlinit și a adus o vreme de pace, de liniște. Scrie aici, de la versetul 20. Iuda și Israel au un număr foarte mare. N-au mai fost războaie să decimeze populația. S-au înmulțit ca și animale sălbatice când nu sunt vânate și nu sunt diferite boli care să le reducă numărul. Ei mâncau, beiau și se veseleau. Și Solomon a fost cu adevărat, după cum este și numele, pace, un împărat al păcii. În timpul vieții lui, a domniei lui, Dumnezeu a dat pace. Sunt puțini împărații din nefericire în care, în a căror vreme, Dumnezeu a dat pace, dar asta a fost o vreme dorită de Dumnezeu și, evident, dorită și de oameni. Printre cei care s-au bucurat de pace, citim din a doua carte a Cronicilor, capitolul 15, a fost și Asa. Despre care citim în versetul 15, tot Iuda s-a bucurat de jurământul acesta, adică s-au întors la Domnul cu toată inima, cu juruințe, cu hotărâri ferme, cu disciplină, că juraseră în toată inima lor, căutaseră pe Domn de bună voia lor și îl găsiseră. Și Domnul le-a dat o dihnă de jur împrejur. În versetul 19 scrie, n-a fost niciun război până la 35-lea an al domniei lui Asa. O jumătate de viață de pace. Au mai fost asemenea vremuri și în timpul judecătorilor când se bucurau de pace și de odihnă cu zecile de ani. Aceasta ar fi fost pentru ei voia lui Dumnezeu în permanență. Dar ei păcătuiau și Dumnezeu era nevoit să-i constrângă prin războaie și prin alte stări de disciplinare. Însă, în ultimul rând, revin în Vechiul Testament, menționez că Dumnezeu și-a ocrotit în permanență pe credincioșii săi. Pentru că cei mai mulți dintre ei au prins în viața lor vremuri de război. Și vom vedea din mai multe versete cum Dumnezeu a spus celor care au trebuit să se lupte în situații poruncite de Dumnezeu, nu de capul lor. Fiți fără teamă, încredeți-vă în Dumnezeu. Au fost războaie în care n-a pierit niciunul. Războaie în care Dumnezeu i-a păzit în mod miraculos. În care s-a împlinit ce scrie în Psalmul 91. 10.000 să cadă de o parte, 1.000 de altă. Tu rămâi neatins, parcă ai fi blindat. De asemenea, am spus că războiul are niște urmări catastrofale. Dumnezeu i-a ocrotit pe oameni în toate aceste stări. Le-a oferit îndurare. Dar hai să citim câteva referințe biblice. Psalmul 27, versetul 3. Scris de David, un om care, cel puțin în prima jumătate a vieții, a trăit din război în război.
chiar o știre de-ar tăbări împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Și-a dovedit-o. Dacă n-ar fi avut încredere în Dumnezeu, nu s-ar fi lansat în atâtea războaie necesare pentru vremea lui. Dar a avut curaj. Dumnezeu i-a dat încredere. Este suficient să ne amintim de momentul prezenței lui în fața lui Goliat, că, hai să zici, la grămadă se gândea că doar noi fi chiar eu cel care urmează să fie atins de săgeată sau de sabie. El, un copil mai mic la statură, fără experiență în fața unui Goliat uriaș și cu exersare permanent, a pornit bazat pe numele lui Dumnezeu. Înseamnă că Dumnezeu i-a dotat pe credincioșii săi pentru asemenea vremuri. Dumnezeu întotdeauna îl pregătește pe om potrivit cu situațiile prin care urmează să treacă. Citim și din cartea profetului Ieremia despre oameni care n-au fost ei pe front și n-au fost pentru război și ei n-aveau pentru ce să se bată, ba încă dimpotrivă, proroceau să nu se suie la război, să capituleze, pentru că vor plăti bir, dar vor trăi. Dar exista teama să fie omorâți de oștirea dușmană, erau și încercuiți alături de alții. Exista riscul să fie omorât chiar de propriul lor popor, considerându-i ca niște trădători. Au murit atunci o mare parte dintre evrei și fiecare se gândea pentru viața lui. În asemenea momente grele, Dumnezeu a spus lui Ieremia nici să nu-și căsătorească, să n-aibă soție, să n-aibă copii. Dar evident că au fost alții căsătoriți. Citesc din cartea sa, capitolul 39, două adresări din partea Domnului, nu pentru Ieremia, pentru alții doi, deși s-a bucurat și el de același tratament preferențiat și ocrotitor din partea Domnului. Mai întâi pentru Ebed-Melech Etiopianu, capitolul 39, versetul 16 la 18. Du-te de vorbește lui Ebed-Melech Etiopianu și spune, așa vorbește Domnul oștirilor Dumnezeului Israel. Iată, voi aduce peste cetatea aceasta lucrurile pe care le-ai vestit în rău și nu în bine. În ziua aceea se vor întâmpla înaintea ochilor tăi. Dar pe tine te voi izbăvi în ziua aceea, zice Domnul, și nu vei fi dat în mâinile oamenilor de care te teme. Te voi scăpa și nu vei cădea sub sabie, ci viața îți va fi prada ta de război, pentru că ai avut încredere în mine, zice Domnul. Ce siguranță are un om în mijlocul unui front? N-are, după legea probabilității, deloc șanse. Și totuși Dumnezeu ocrotește pe credincioșii săi. La fel este scris în capitolul 45, de data aceasta, pentru secretarul lui Ieremia, pentru cel care a notat profețiile. Versetul 2. Așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel despre tine, Baruc. Tu zici, vai de mine, căci Domnul a adus întristare peste durerea mea, însles puterile suspinul și nu găsesc odihnă. Spune-i, așa vorbește Domnul. Iată, ce am zidit voi dărâma, ce am sădit voi smulge, și anume țara aceasta. Va fi distrus totul. Și tu umbli după lucruri mari. În vreme de război nu sunt nici cucerit, nici averi care să rămână. Nu umbla după ele. Căci iată, voi aduce nenorocirea peste orice făptură, zice Domnul, dar ție îți voi da ca pradă de război viața ta în toate locurile unde vei merge. Eu cred că un înger al Domnului era lângă oamenii aceștia și făcea ca să fie ocrotiți în permanență. Pentru că Dumnezeu are putere să sprijinească pe un om. Îngerii Domnului tăbărăsc în jurul celor ce tem de El și scapă din primejdie, slăvit să fie Domn. Noi n-am trecut prin asemenea vremuri, doar cei care au peste 60 de ani au prins ca și copii, puțin sunt din cei care au prins ca militari activi războiul. Dar cât despre generațiile care au trecut prin război, ei, dacă au știut aceste lucruri,
că este o stare îngăduită de Dumnezeu, doar în anumite condiții, nu asta îi face plăcerea lui Dumnezeu, dar trebuie suportată, ei au putut totuși să aibă liniște și pace, în nădejdea că Dumnezeu îi are în vedere pe credincioșii săi, slăvit să fie Domnul. Mai notez doar în privința aceasta ceea ce scrie în Psalmul 102. Pentru că nu-i de neglijat nici momentul de după război. Versetele 19 la 21. Căci El, adică Dumnezeu, privește din înălțimea sfințeniei Lui. Domnul privește din cerul pe pământ ca să audă gemetele prinșilor de război, fost prinzioneri, oameni care au rămas în mari dureri, și să izbăvească pe cei ce sunt pe moarte, pentru ca ei să vestească în Sion numele Domnului și laudele Lui în Ierusalim și să spună cum Dumnezeu i-a ocrotit și s-a îndurat de ei. Amin. Vreau să trecem la războaiele din perioada bisericii. Războaie de pe pământ, că Biblia ne spune că sunt războaie și în cer. În Apocalipsa 12 cu 7 sunt prezentați îngeri în război. Ei nu mor ca noi la război, dar și acolo se soldează cu biruitori și înfrânți. Acum, privind în istorie, fac doar două mențiuni scurte, că nu ne-am adunat aici să ținem prelegeri de istorie antică și contemporană. În antichitate, războaiele, cel puțin din zona noastră și cea limitrofă, au fost date de existența și apoi de căderea și de metamorfozele Imperiului Roman, care au continuat în perioada Evului Mediu și perioada modernă, cu formarea națiunilor în forma în care o știm noi în ultimele două viacuri. Până s-au format națiunile în forma aceasta, e suficient să ne amintim de istoria țărilor române și câte și câte războaie au fost. Privind mai aproape de noi, sunt de neuitat cele două războaie mondiale, în care au murit zeci de milioane de oameni. Dar nu trebuie uitat că și chiar de la al doilea război mondial încoace au murit mai mulți oameni decât în cel de al doilea război mondial. Dar ăștia au murit mai puțin, mai pe rând. N-a fost de o anvergură mondială. Și trebuie de asemenea să știm, și desigur știți, că în fiecare zi mor oameni din cauza războiului, a conflictelor. Nu doar la bombardamentele sinucigașe din Irak. În Africa sunt războaie. În America de Sud sunt războaie civile, trupe de gherilă, fel și fel de partizani și de lupte interne sau între națiuni. În ultimii ani, în ultimii zeci de ani, dacă va fi să consultați statistici, au murit foarte mulți oameni din cauza săbiei. Și Biblia ne spune că războaiele vor ținea până la sfârșit. Mântuitorul a spus în Matei 24 că vom auzi de războaie și vești de războaie. Ba chiar ne putem aștepta la războaie din nou de anvergură mondială. Dar privind la istoria nou testamentală, toate se vor derula până la un ultim război prezentat în Apocalipsa 20. Unde scrie de la versetul 7, când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile și să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Și ei sosuit pe fața pământului, au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită. Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. Un ultim război. Și tot aceea este scris pe pagina din stânga. Când un înger va striga, versetul 17, tuturor
păsărilor. Veniți și adunați-vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu ca să mâncați carnea oamenilor adunați pentru război, acelor care erau adunați să facă război cu cel ce șa de călare pe cal și cu oastea lui. Fără a intra în mențiuni, precizez doar că și acesta se va întâmpla, dar că va fi ultimul conflict generat de stări de păcat, pentru că imediat după aceea, în capitolul 20, urmează judecata și sentințele definitive veșnice date de Dumnezeu. Vreau să ne oprim pentru a vedea care este poziția corectă și atitudinea credinciosului nou testamental față de război. În primul rând, noi trebuie să fim foarte rugativi, antirăzboinici, niște pacifiști rugativi, care se încadrează la ce scrie în 1 Timotei, capitolul 2, de la versetul 1. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați, pentru tot ce sunt înălțați în legătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică. Este motiv primordial al rugăciunilor credincioșilor, ca împărații să se înțeleagă prin negocieri, cum se spune, și să nu recurgă la războaie. Asta ar aduce distrugerea neamului și mare necaz. Cine să se roage dacă nu noi credincioși? Au fost conferințe la care s-au rugat și mahomedane și budiști și toți pentru pace. Cui să se roage pentru pace? Lui Mahomet, care a instaurat o religie cu sabia în mână, lui Allah, închipuirea lui. Noi însă ne rugăm unui Dumnezeu care, așa cum am spus, nu este pentru război, El este pentru pace. În privința aceasta a rugăciunilor pentru pace, vă citesc și Psalmul 122. De la versetul 6. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă, pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnești. Din pricina fraților și prietenilor mei doresc pacea în sânul tău. Din pricina casei Domnului Dumnezeu nostru fac curări pentru fericirea ta. Când de război sunt multe, multe rele. Vă imaginați câte. Asta afectează rudenile noastre, prietenii noștri, bunăstarea națiunii. Avem motive să ne rugăm pentru pace, suntem provocați de Dumnezeu. Scriptura ne cere una ca asta. Nu știu exact dacă în țara asta am mulțumit suficient că avem pace. Că suntem noi cu nemulțumirile noastre, cred eu, în parte foarte mare, firești. Dar totuși să mulțumim Domnului și să ne rugăm, pentru că, așa cum se spune, la granițele noastre există un conflict înghețat. Totuși vrem, așa cum s-a văzut cândva într-o vedenie, la granițele țării noastre, și ne rugăm și pentru alte națiuni, să fie îngerii Domnului cu o sabie a păcii, nu a războiului. Și să ne rugăm și pentru cei care trăiesc în țări unde este război și conflict permanent. În al doilea rând, pentru noi ca și creștini nou testamentali, trebuie să evităm în mod total și desăvârșit războiul și uciderea. În Scriptura, în cartea Apocalipsa, capitolul 13, versetul 10, vizând vremea sfârșitului. Cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabie. Căci, știți regula, cum ai făcut, așa ți se va face. Noi trebuie să înțelegem că în Noul Testament noi nu mai reprezentăm o unitate statală. Biserica nu mai este confundabilă cu statul. Statul are sabia,
și le este dată de Dumnezeu. Și Dumnezeu le poate porunci și îi poate îngădui și deschide un conflict armat. Dar biserica este separată de stat. Noi credincioșii nu mai formăm un popor politic, un popor înarmat, cu armată. Cruciadele sunt o rușine pe biserică. Noi reprezentăm grupuri sau indivizi separat, familii, dintre toate popoarele, cum scrie în Apocalipsa că Dumnezeu vrea să-și ridice o împărăție. Și nouă nu mai ne este dată decât sabia cuvântului, sabia Duhului. Sabia ca și armă de război este dată statului. Și despre asta vă citesc în Efeseni, capitolul 6. Versetul 12, unde ne spune să ne echipăm, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorului întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Asta e lupta noastră. Cât despre sabie, vă spuneam că ea aparține statului și asta este scris în Romani, capitolul 13, versetul 4. Și de ei se folosește Dumnezeu, ca și în vechime la nevoie. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Pentru că chiar o armată a unei țări face bine. Pentru că în lumea asta oamenii n-au respect. Și acolo unde este un popor mai slab, ca și cum s-a întâmplat în Vechiul Testament în Cartea Judecătorii, au spus niște informatori ostașilor din seminția lui Dan: am dat peste o cetate care trăiește fără soldați care o apără și fără ziduri. Păi năvălim peste ei și cucerim. Dumnezeu folosește chiar forța militară a unei țări ca să-i ocrotească pe credincioși din țara aceea. Chiar să apere bine, zice aici, nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu ca să răzbune, să pedepsească pe cei ce fac rău. Fie ca indivizi, în mod izolat, fie uneori ca și comunități, ca și popoare. Dumnezeu îi poate pedepsi prin conducerea politică și militară a națiunilor, prin deciziile și urmările luate. Și tot de pe aceeași pagină citim din 12 cu 17, că noi ca și persoane individuale avem acest principiu: nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Și un ultim principiu, nou testamental, pentru că așa cum v-am spus, războaie vor fi, urmările nu se lasă așteptate, credincioșii trebuie să-i ajute pe cei în nevoie, fie că-s prieteni, fie că-s dușmani. Fie că e vorba că sunt în zona frontului, fie că trebuie să ajute de la distanță sau pe cei care au rămas după ce războiul s-a încheiat. Cine, dacă noi, trebuie să ne sacrificăm pentru răniți, pentru săraci, pentru cei oprimați? Scrie aici, în continuare, citez de la versetul 18. Dacă este cu putință întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Deci credincioșii nu trebuie niciodată să fie pentru război. Asta nu este dată lor. Preibiților, nu vă răzbuna singur și lăsați să răzbunim mânia lui Dumnezeu. Versetul 20. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânci. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei grăbădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește rău prin bine. Amintiți-vă de momentul din Cartea a doua Împăraților, capitolul 6, când sirienii s-au dus să prindă pe Elisei. El a făcut o rugăciune, au fost seduși de minte, i-a dus până în Samaria și împăratul a întrebat: se măcelăresc, părinte? Ce i-a spus profet? Obișnuiești una ca asta? Nu este cel mai indicat să-i măcelărești. De data asta comportă-te, cum am zice noi, pentru noi creștinești. Dă-i să le să mănânce, exact cum scrie aici. Dă-le să bea, îmbracă-i dacă și-au rupt hainele pe front sau pe drum. Și trimite-i acasă. Acesta ar fi un gest nobil pe care un credincios trebuie să-l facă chiar în condiții de război. Să îi fie milă
De cei răniți, de cei care trec prin încercări foarte grele. Au fost situații pe front, am auzit și eu ceva relatări, în care credincioși aflați în stare de război au intrat printr-o călăuzire specială în casa unor credincioși. Și s-au rugat împreună cu ei, deși unul era dintr-un popor și celălaltă familie din poporul în tabăra cealaltă, dușmană. S-au rugat, li s-a părut că așa iubire și așa stare de dragoste frățească n-a fost nici când erau în adorarea lor, când în momente de criză oamenii își deschid total inima în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem asemenea situație. Că sunt stări în care trebuie să împlinim ce spunea Mântuitorul de la Matei 5, 38 la 48. Dacă iubiți numai pe ai voștri, ce răsplată vi se cuvine? Binecuvântați, rugați-vă, faceți bine celor ce vă fac rău și un mare rău este războiul. Dar chiar după război, a fost, de exemplu, acea scriitoare Cori ten Boom, a cărei familie a fost omorâtă de naziști. Ce diferență între una ca ea, care a putut să-și iubească dușmanii, și față de Simon Wiesenthal, care s-a luptat apoi toată viața pentru răzbunarea evreilor, chiar dacă nu a fi pro-război, dar a nu îi uita. Și ăsta este un element răzbunător. Pe cei care le-au cauzat un asemenea progrom, holocaustul de care avem cunoștință cu toți. Diferența era că unul era iudeu și funcționa după legea talionului, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, și altul devenise creștină și funcționa după legea iubirii aproapelui, să-l ierți chiar pentru ceea ce s-a făcut, să te sacrifici pentru ceea ce ți-a ucis neamul. Sunt lucruri grele. Dar este ceva comparabil cu a-ți iubi torționarii care te prigonesc pentru credință, a-ți iubi pe cei ce în război ți-au ucis neamul, poate în condiții de front sau în stări care ar constitui crime de război. Vreau să încheiem cu două idei scurte și să înțelegem privind pe ansamblu că vremea războiului este cea mai grea vreme din punct de vedere al transformărilor, a metamorfozărilor, a vânturilor care bat pe marea lumii acesteia. Aceasta se derulează totuși sub controlul strict al lui Dumnezeu. Dumnezeu decide cine câștigă victoria și cine supraviețuiește. Când s-a dus Ahab pe front, au tras sirienii la întâmplare. Și totuși au tras la precizie. Dumnezeu a condus acea săgeată. Iosafat a fost încercuit și totuși Domnul a scăpat. Dumnezeu decide victoria, repet, și decide cine moare sau cine rămâne în viață. Pentru asta citesc Psalmul 2. Am văzut eu aici o sinteză asupra stăpânirii lui Dumnezeu în condiții de război. Pentru ce se întărâtă neamurile? Pentru ce cugete popoarele lucruri deșerte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând să le rupem legăturile, să scăpăm de lanțurile lor, pentru că multe război au fost ca o luptă a diavolului de a învinge lucrarea lui Dumnezeu de pe pământ, când de fapt împlineau tot ceea ce Dumnezeu cărmuia și îngăduia. Cel ce șade în cerul râde, Domnul își bate joc de ei. Că ei, de fapt, îi fac jocul lui, zis așa. Apoi în mânia lui le vorbește și îngrozește cu urgia sa, zicând, totuși, eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Versetul 8, cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Acum, dar împărați, portați-vă cu înțelepciune, luați în învățătură judecătorii pământului. Slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Ferice de toți ce se încred în el. Deci ar putea să facă oamenii sfaturi în orice formă mondială, orice putere.
fie ea și nucleară și chiar cu extensii cosmice. Dumnezeu zice așa, zâmbește pe seama lor. Chiar dacă ți-ai așezat locuința între stelele cerului, te cobor la sol și dacă vrei te nimicesc cu natura din care ți-am dat viață și cu care te-am întreținut. Dar Dumnezeu controlează nu doar lucrurile în mare și El decide dacă se constituie, se înalță un popor, o împărăție sau se distruge. Dumnezeu până la nivel de individ. Eu cred că Dumnezeu controlează și la cei răniți, cât de tare să fie rănit, cât de adâncă să fie rana. Îmi spunea un frate în vârstă aflat pe front, zicea, nu mai puteam. Nopți în șir să dormi în tranșeu, tot să te miști. Și a zis, Doamne, se pocăise, de fapt că nu era botezat, dar în vremea aceea îl căuta pe Domnul. Aș vrea să fiu rănit, dar nu rău. Să nu rămân cu handicap toată viața, dar nu mai pot. Și spune el, la a doua zi, o schijă mi-a atins piciorul și am ajuns la spital. Ei, asta a fost experiența lui, dar vorbind la modul general, Dumnezeu controlează toate acestea. Dumnezeu controlează orice celulă dacă se reface într-o rană sau dacă nu se reface. Și o ultimă idee, noi trăim cu nădejdea, puțin spus, cu credință, că Dumnezeu va instaura o lume a păcii. Pentru că Dumnezeu este împotriva morții. El nu iubește moartea, nici prin sabie, nici prin alte forme. Dar trebuie mai întâi eradicat păcatul. Noi ne rugăm pentru împărăția păcii. Din acest punct de vedere suntem pacifiști desăvârșiți, căci credem și ne luptăm pentru așa ceva. Și aici citesc un psalm 46, care ne dă liniște și pentru vremea asta și este o profeție și pentru viitor. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, luat simbolic, chiar dacă s-ar produce mutații și s-ar desfința popoare și ar fi conflicte mondiale, chiar dacă ar urla și a spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de se cutremure munții. Este un râu a cărui zvoare veselește cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințele celui preanalt. Dumnezeu este în mijlocul ei, nu se clatină. Dumnezeu ajută în revărsatul zorilor, neamurile se frământă, împărățiile se clatină, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un tur de scăpare pentru noi. Veniți și priviți lucrările Domnului, pustirile pe care le-a făcut El pe pământ. El a pus capă războaielor până la marginea pământului. El a sfărâmat arcul și a rupt sulița. A ars cu foc carele de război. Opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ. Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un tur de scăpare pentru noi. Acest psalm se va împlini în mod desăvârșit. Când Dumnezeu va trona din cetatea binecuvântată de pe tronul Său de domnie, peste un pământ nou unde nu va mai fi niciun război. Pentru că în împărăția asta, care se instalează prin Evanghelie, cum a profețit Isaia și Mica, noi învățăm ca din fiarele de războaie să se facă utilaje agricole, zice acolo. Și nimeni nu va mai învăța războiul. Căci va domni Cel ce este Domnul păcii, slăvit să fie El în veci. Aceasta este în mare istoria războiului. Cât despre noi, să ne rugăm pentru pace. Să fim pentru viață și să dorim o viață veșnică unde să domnească pacea. Amin.